Primul invitat, Virgil Mănescu, este trainer de protocol și ospitalitate. Și vom discuta cu dânsul politicos despre politețe, despre care Arthur Schopenhauer spunea: politețea este prudență. Prin urmare, lipsa de politețe este prostie, fiindcă își face fără nicio trebuință și din adins dușmani. Ok, Dan, atunci hai să încep să-mi fac prieteni și să dau start dialogului cu domnul Virgil Mănescu aici de față. Dar bună seara, vă spun. Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Astăzi promit să țin și eu mai mult la etichetă. O să vă rog să ne explicați mai concret ce intră sub paleta de trainer, de protocol și ospitalitate. Concret, ca să dau o explicație cât se poate de să fie pe înțelesul tuturor, aș putea spune că și eu am fost format să formez oameni la rândul meu în comportamentul în societate, dar și în mediul privat, în bunele maniere, în buna cuvință și în câteva reguli și cutume legate de etichetă, protocol, dar și de diplomație. Tot în societate se întâmplă într-o anumită dinamică. Lucrurile din istorie sau din trecut nu s-au schimbat foarte mult și putem spune că maxim s-au adaptat vremurilor contemporane. Există niște cursuri la care pot apela cei care își doresc să învețe câte ceva despre protocol? Găsesc online un site unde se pot înscrie? Cum funcționează? Sigur că da, sunt mai mulți la nivel național ce facem lucrul acesta. Sunt, știți cum e ca și în viață, unii mai buni, alții doar au învățat după ureche. În ceea ce mă privește, noi facem cursurile acestea la o școală, avem și o școală de somelieri, deci combinăm un pic utilul cu plăcutul și acolo ne poate găsi lumea. Da, mai e nevoie de educație în privința bunelor maniere dacă totuși ai cei 7 ani de acasă? O, enorm de multă. Se spune că de la cei 7 ani de acasă la cei 70 de ani în societate, omul ar trebui să fie într-un continuu proces de învățare. Este absolut necesar să știm regulile de bun simț și de bună cuvință. M-a întrebat cineva numai departe de zilele trecute când ar trebui introdusă învățarea unui copil sau buna cuvință la un copil. Și regula spune că ar trebui introdusă în primii 7 ani de acasă. Dar regula reală spune că ar trebui introdusă în cadrul familiei cu 15 ani înainte să nască copilul. Oh, dar ce facem cu părinții care consideră că educația copilului lor trebuie să conțină foarte multă libertate și nu îi spun copilului niciodată când greșește, când face ceva rău, pentru că lasă să se dezvolte natural așa? N-aș putea să mă pronunț în privința asta. Ce aș putea spune este un singur lucru. Copilul acela va ajunge într-un moment al vieții sale în societate. Iar când zidul acesta al societății îl va lovi iremediabil, atunci părinții își vor da seama că au făcut o colosală greșeală. Da, pentru a veni la cursurile de protocol și ospitalitate, trebuie să conștientizezi că tu ai o problemă, că ai o carență în sensul ăsta. Absolut. Și în general nesimțiți nu prea... ar fi foarte utilă chestia asta dacă s-ar aplica la nivel macro și în școli. Și în școli să fie un curs de bune maniere și protocol. Pe vremuri existau pensioane. Pensioane. Exact. Se duceau domnișoarele de pension. Noi am avut un proces cu câteva școli. A fost o inițiativă proprie, un voluntariat. Proiect pilot. Da, am avut niște proiecte, dar bazate pe voluntariat în câteva școli din București, care au dat rezultate foarte mari. Când am decis ca proiectul ăsta să meargă la nivelul următor, adică să implicăm ministerul, ne-am lovit de o ușă extrem de larg închisă, okay. În care ministerul a zis că dacă nu este într-o programă, dacă nu este... Domnilor, da, noi educăm viitorii copii ai României, educăm să se comporte în societate, să aibă o decență în societate. Poate pe viitor, cine știe, vor fi ușile mai larg poate deschise. Poate că celor de acolo le plac oamenii care se înjură în trafic la semafoare, că mă gândesc că ar avea un efect și pe partea asta. Eu cred că primul pas ar fi nu la copii, ci la profesori, la mulți dintre profesori, din păcate. Da, chiar așa, primul pas, prima lecție pe care o învață cineva care vine la cursurile astea. Care ar fi? Mulțumesc sau bună ziua? Cu ce începeți? Nu, e mult, mult prea departe ne-am dus acolo. Primul și primul lucru se învață istoria protocolului, istoria diplomației. Frumos. Se merge în trecut, chiar de la primele așezări umane, de la primele triburi, care au fost primele seturi de convenții și normative de bună conviețuire între triburi. Regulile de a nu-și încălca teritoriul, regulile de respectare a teritoriilor din punct de vedere al vânatului și al creșterii de cereale. Deci cumva lucrurile... nu intru în curtea vecinului, nu, cum vreau nu, eu, nu, îi dau un telefon. S-au stabilit foarte bine.
Protocolul acesta, că de foarte multe ori auzim termenul protocol, diplomație, etichetă, bune maniere, de fiecare dată credem că sunt o nebuloasă sau ne aventurăm într-o lume un pic ciudată. Lucrurile sunt foarte simple. Cuvântul protocol și definiția ad literam transpusă în zilele noastre a luat naștere în Egiptul Antic. Era o bucată de hârtie, deși cuvântul este grec la origine. În Egiptul Antic este prima oară când găsim această formă scrisă. Era o bucată de hârtie, o etichetă, dacă putem spune, care se lipea papirusului oficial atunci când un emisar pleca într-un alt regat. De aici a apărut expresia ținem la etichetă? Exact. Și de aici, ulterior, un duce în Marea Britanie a făcut un set de normative al regulilor de etichetă în societate, de data aceasta în societatea aristocratică. Apropo de Marea Britanie, e o legendă care circulă prin România și cred că e ceva adevărat acolo. Ilie Dumitrescu, un celebru fotbalist care a jucat de altfel și la Chelsea, el a apelat la serviciile, nu știu dacă serviciile unei școli de protocol, dar serviciile cuiva care l-a îndrumat în sensul ăsta, să știe cum se mănâncă peștele, cum se folosesc toate instrumentele la masă, homarul, etc. Mi se pare că omul și-a depășit condiția și foarte bine cum a procedat. Un lucru extraordinar, să admiți că ai nevoie de... Cine apelează la serviciile dumneavoastră mai des? De obicei companiile mai nou, persoanele private. Noi avem cursuri, organizăm cursuri aproape săptămânal. Okay. Sunt niște masterclass-uri, niște aprofundări ale unor lucruri pe care noi presupunem din bună cuvință și din bună creștere, presupunem că omul normal le cunoaște. Dacă nu le cunoaștem, cum spuneam, ne întoarcem încă o dată în istorie și de acolo mergem pe firul... Le dați lucrare de control după aia? Nu mergem până acolo. Este un modul care va fi de anul viitor, este un modul de avansați care ține 3 zile câte 6 ore pe zi, atunci lucrurile devin un pic mai serioase. Dar suntem curioși, ce învățați? Băi, când se intră în restaurant, primul care intră bărbatul. Păi, haideți să ne întoarcem, că plecasem... Deschide ușa la mașină femeii când se urcă. Sau... Absolut. Plecasem de la partea istoriei, plecasem din Egiptul Antic. În Egiptul Antic s-au stabilit câteva lucruri foarte serioase în ceea ce privește protocolul și diplomația. În Grecia Antică, în Roma Antică, în Imperiul Bizantin, care a fost un ilustru exponent al diplomației la nivel internațional, ajungând până în secolul al XX-lea, când o femeie a trebuit să ia tot regulamentul acesta din toată istoria omenirii, să-l repună și să-l recizeleze, această femeie este Regina Victoria Angliei. De la ea au început să ia naștere lucrurile moderne, urmate de Eduard al VII-lea, care și el a făcut pentru bărbați, cel puțin a făcut niște lucruri extraordinare. De altfel este și primul dintre conducătorii Imperiului Britanic care pune problema votului la femei. Deci iată, vrea ca societatea să fie, să aibă o bivalență, cum era și normal, matripatriarhală. Regina Victoria a fost o revoluționară în domeniu. Chiar ea a lansat moda cu coasta de azur, pentru că până atunci nu era la mare modă coasta de azur. Ea s-a dus și a petrecut vacanțele pe acolo. Ulterior, nobilii văzând ce face regina, hai și noi. Cum se întâmplă de obicei? Au luat. Regina Victoria a pus o regulă de etichetă și protocol extraordinar de bun în viața noastră, pe care ar trebui să o respectăm cu sfințenie și în ziua de astăzi. Legată de intrarea și ieșirea de la restaurant. Se spune că bărbatul este obligatoriu să intre primul în restaurant pentru a atrage privirile indiscrete ale oamenilor asupra sa, să nu cumva să-și pună partenera într-o situație un pic jenantă. Și mai mult decât atât, el este cel care vorbește cu gazda, chelnerul, șeful de sală sau hostesa. Mai mult decât atât, regula la ieșire era foarte ciudată, că de obicei se spune că noi, dintr-o galanterie masculină, deschidem ușa și poftim doamna. Dar ce credeți, în epoca victoriană și atunci, ca și acum, se întâmpla un fenomen meteorologic, ploua afară. Iar gentilomul era obligat să iasă primul pentru a deschide umbrela doamnei și a o conduce fără probleme. Mai știam de un motiv invocat pentru de ce iese bărbatul primul din restaurant și nu femeia. Mi s-a spus că se procedează așa pentru că la ieșire te poți întâlni cu alți bețivi. Nu. N-avea legătură cu bețivii. Regina Victoria i-a ajuns la urechi că sunt locurile acestea, restaurantele și cărciumile sunt foarte vizate de hoții de buzunare. Să nu uităm că gențile femeilor în perioada victoriană erau un sac de pânză legat cu un șire de mână, iar când femeile ieșeau primele, erau niște copii din aceștia, cum sunt pe la noi, până cartierele marginașe, care stăteau cu briciu și le tăiau geanta și fugeau. Regina a zis că nu, că gentilomul este obligat, dacă vrea să-și apere partenera de orice pericol,
trebuie să iasă primul și să oferească de acest. Deci o femeie foarte a venit interesant. Cu niște reguli absolut importante. Urmată pe tronul regatului britanic de Eduard al VII-lea este cel care pentru noi bărbații renaște un pic partea aceasta de eleganță și de bună cuvință în societate. Lui se spunea regele Dandy. De ce regele Dandy? Pentru că avea momente în care stătea între 7 până la 11 ore să-și pregătească o ținută. Era un pasionat pentru ținute, să spunem așa. Așadar, când doamnele noastre pe viitor vor mai merge la un eveniment... Da, avea o sensibilitate pentru ținute. El este de altfel cel care introduce jobenul în alt rândul aristocraților, adică al clasei sociale superioare, introduce capișonul de la trabucuri, acea bucățică de hârtie care se află pe trabucuri, pentru că aristocrația fuma cu mănuși de antilopă sau de căprioară. Și ca nu cumva să-și murdărească mănușile, au introdus acea bucățică de hârtie. Tot în perioada aceea lucrurile au început, cum vă spuneam, și de votul. El a fost cel care a promulgat pentru prima oară ideea că femeia ar trebui să iasă mai mult în societate și să aibă și dreptul la vot. Urmat în această triadă, urmat, deși primul, dar dintr-o decență a bunei cuvințe, am pus-o pe Regina Victoria prima, Ludovic al XIV-lea este cel care a cizelat, a finalizat și a finisat regulile acestea de bună cuvință. Este pentru prima oară la Eduard când apare, la Ludovic al XIV-lea, mă iertați, când apare cravata la bărbați de la ofițerii de cavalerie, un regiment croat al ofițerilor de cavalerie al lui Ludovic al XIV-lea, și apare cravata în funcție de gradul pe care îl aveai în aristocrație, purtai o culoare la cravată. La fel, sunt și iile la noi, că fiecare transmite cât un mesaj. La exact. Fel erau probabil cravatele pe vremea aia. Exact, numai că în zona diplomatică, culoarea cravatei spune foarte, uite, cravata foarte mult. Asta pe care o aveți acum, pentru cineva care cunoaște protocolul, ce ar transmite? Autoritate. Autoritate? Da. Roșu de obicei... Ce spre flacăra violet? Nu. Acelea se poartă în alte momente. Nu. Culorile roșii sau culorile albastre care sunt împăciuitoare, culoarea roșie este de a transmite un mesaj și a penetra cât mai bine. Dacă vă uitați la... Simt prost îmbrăcat acum când mă uit la... Nu. Este un stil personal. Cel puțin al meu este un stil personal. Nu trebuie să punem într-o lumină plăcută sau mai puțin plăcută pe cel din fața noastră atunci când îl etichetăm, pentru că noi avem tendința societate să etichetăm. Haideți să ajungem și în zona de politețe exagerată. Există și politețe exagerată? Sigur că dați-ne da. Dați-ne câteva exemple. Politețea exagerată, din punctul meu de vedere, mai ales în mediul protocolar, în mediul de business, de ce nu, cât și în cel civil, se referă la complimente. Dacă vorbim de un cadru de colegi de birou, dacă vorbim de o întâlnire de business, dacă vorbim de un mediu privat, nu știm de foarte multe ori să facem diferența între nuanțele complimentelor. Dacă îi spunem unei partenere sau unei doamne ce bine arăți astăzi, este un afront. În mediul protocolar este considerat, adică, un doar afront. Doar astăzi sau cum? Exact. Ele așa se gândesc. Da. Așa este. Da? Dacă vrem să... Trebuie să-i zici ce bine arăți mâine. Dacă vrem să complimentăm pe cineva, îl complimentăm, îi putem spune felicitări pentru o anumită ținută, pentru schimbarea lucrului și așa mai departe. Deci îl poți felicităm. Poți să-i spui, hai că ți-ai revenit. Nu. N-aș merge până acolo. Se fac multe greșeli. Facem greșeli atunci când oferim cadouri, facem greșeli atunci când oferim flori. Chiar există un training pentru a te învăța un profesor să alegi cadoul potrivit pentru persoana potrivită? Știu că sunt, cel puțin în București, știu că mai sunt locuri care fac, dacă care fac astfel de training. Ipotetic vorbind, ar trebui să-i fac un cadou lui Iohannis. Ce ar trebui să știți că genul acesta de personalități, ca să nu spun persoane... Iau niște schiuri, ce să iau? Nu. De obicei există o eludare de la regulile clasice de oferire a cadoului. De exemplu, nu putem să-i oferim un parfum, pentru că nu știm, parfumul se oferă doar dacă știm exact ce tip de parfum folosește persoana respectivă. Dar în cazul acesta în care am vrea să facem cadou unei persoane care are absolut orice și-ar putea dori, regula spune că un coș de produse tradiționale nu dă niciodată greș. Deci în mediul protocolar, iată, este acceptat o chestie care nouă ni s-ar părea un pic ciudată. Dar cum îi duc slănină, ceapă? Ce timp m-au întrebat dacă personalitățile astea politice gustă din da, coșurile absolut. Alea pe care absolut. Le primesc? Sau le dă cuiva și le bagă într-un beci? Depinde, regula de bună cuvință spune că atunci când primești cadouri, trebuie să le folosești. Nu ai voie să le dai mai departe dacă nu ți-au plăcut.
Care sunt primele trei lucruri pe care le spuneți cursanților dumneavoastră când e vorba de etichetă și protocol? Cu ce? Sunt foarte multe, n-aș putea să spun doar trei. Sunt foarte multe. Cel puțin eu cred că necunoașterea regulilor sau cutumelor de etichetă și protocol nu sunt o scuză. Pot spune că mulțimea de informații pe care noi le oferim la cursuri nu sunt de fapt pentru a îngrădi libertățile omului, ci dimpotrivă pentru a te face să fii mult mai liber și mult mai degajat în societate. Și al treilea lucru pe care îl spun mereu este faptul că sunt absolut convins că niciodată nu ne putem opri din procesul de învățare. Eu îmi dau seama acum că am greșit-o cu protocolul. De ce? Că mi-am suflecat mâna și se vede ceasul și pare ostentativ. Nu este. La nu unii se... este că m-am prins când își iau ceasuri noi. I-am văzut și în poze pe rețelele sociale. Chiar dacă mâneca le vine în mod natural peste ceas, îi fac cumva... Da, între să-ți arate ceasul. Acesta de la mână, cel pe care îl aveți, este un ceas util. Deci nu este un ceas... Nu e ceva opulent, nu e ceva scump, e un ceas chiar normal. Ceasul trece din zona unui obiect absolut necesar, trece în zona bijuteriilor atunci când vorbim de un ceas de aur sau un ceas bătut cu pietre și așa mai departe. În limbajul non-verbal, gestul dumneavoastră ceasul de a vă sufleca... Ceasul bătut cu pietre e un ceas din... De la arabi care și-a înșelat. Și-a înșelat proprietarul și ți-a înșelat proprietarul. Îl ducem în piața publică și îl batem cu lapidare, pietre. Lapidare, nu este. Gestul acesta în comunicarea non-verbală, cel puțin în diplomația non-verbală, înseamnă că ne apucăm de treabă. Când îți sufleci mânecile. Da, e un gest muncitoresc cumva, practic. Nu neapărat muncitoresc, spune hai să ne apucăm de treabă. La bărbați, cel puțin, într-o ținută decentă, ceasul bărbatului nu ar trebui să fie nici foarte mare să iasă în evidență. El trebuie să fie discret, suficient de subțire să poată intra sub manșeta cămășii, se spune. Și manșetele, că și aici e o discuție, dar mă duc să mă aranjez un pic, mă retrag pentru 2-3 minute, după care revin cu invitatul meu și o să am o discuție protocolară cu dânsul și cu voi. Rămâi cu ochii pe mine! Am revenit alături de invitatul meu, este vorba despre domnul Virgil Mănescu, trainer de protocol și ospitalitate. Ospitalitate am și eu, la protocol poate mai am lucruri de învățat, tocmai de aia mă bucur că sunteți aici. Hai să intrăm și pe partea digitală, pentru că zoom-urile au fost parte din viața noastră odată cu pandemia, ceva de speriat. Care sunt regulile de aur în zona digitală? Cum ar trebui să ne prezentăm într-un zoom? Cum trebuie să încheiem un mail, lucruri de genul ăsta. Eu am aflat destul de târziu pe Instagram că dacă îmi face cineva un story, eu trebuie să dau share la story-ul ăla, pentru că altfel e interpretat ca fiind nesimțire din partea mea, deși e doar necunoștință de cauză. N-am fost un mare fan al acestei platforme, dar mă mai dau și eu pe acolo. Da, vedeți, în ultimii 30 de ani, lumea digitală, cel puțin în România, nu vorbim peste hotare, pentru că acolo lucrurile sunt într-o altă viteză față de noi. Păi nu sunt universal valabile regulile astea de protocol? Ba da, sunt universal valabile, numai că noi acum ne adaptăm la ceea ce făceau americanii bună oară prin anii 60-70. Deci vă dați seama gap-ul uriaș între noi și ei. Regulile de online. Suntem pe online, vom mai lucra probabil o bună perioadă de acasă. Avem un meeting, să zicem. Mi-a plăcut foarte tare, este o carte ce se găsește în comerț atât pentru bărbați cât și pentru femei. Se numește Micul ghid al unui gentleman și Micul ghid al unei lady. Este reeditat la o editură celebră. Este o carte foarte mică de buzunar pe care am citit-o în copilărie. Era veche. Asta v-a deschis apetitul, probabil. Mi-a deschis apetitul pentru că la cel de bărbați, în pagina a doua, spune un citat absolut colosal. Spune că un bărbat, un gentleman, chiar dacă este singur acasă, nu va bea niciodată lapte direct din sticlă. Eu îl citeam când încă nu începuse revoluția, deci eram prin 87-88. Este o carte foarte veche. Și dacă e somnambul și te duci la frigider la 4 dimineața regula, și iau sticla de regula, acolo și beau. Regula spune că nu ai voie. Deci cum ar trebui să ne comportăm în societate în ceea ce privește mediul virtual în care ne aflăm de un an și ceva? Ar trebui să facem și acolo. Adică dacă în societate punem un tricou pe noi decent sau o cămașă decentă cu o cravată,
Nu văd de ce nu am face asta și în fața unui calculator. Să nu uităm că în fața unui calculator nu suntem în fața unui aparat rece impersonal, deși ar putea părea așa la prima impresie. Dincolo de ochiul acesta de sticlă sunt zeci, sute sau poate mii de oameni care mă urmăresc. Deci forma în care te afișezi la întâlnire reprezintă respectul pe care îl dai interlocutorului și de asta trebuie să ținem cont și de etichetă. Da, dar mai mult decât atât are și o mică nuanță de ego personal aici, să știți. Atunci când te îmbraci, nu o faci neapărat pentru interlocutorul din fața ta. Pentru self-esteem-ul tău, pentru respectul tău. În primul rând este respectul. Eu mă respect pentru că mă duc la un invitat de o asemenea natură, mă respect pe mine, mă înveșmântez, mă aranjez, mă curăț, mă pregătesc și mă afișez în fața lui. Bine, dacă ești Iggy Pop sau Janis Joplin... Da, sunt personalități diferite, da. nu putem să le facem. Nu cred că te judecă nimeni dacă vin tricou. Nu. Deci, cum spuneam, în fața unui online, așa ar trebui să ne comportăm exact ca în societate. Este o întrebare care mi se pune la cursuri, zice, dacă suntem în mașină, ce spune regula? Avem voie să mestecăm gumă? Ce spune? Păi regula spune foarte clar că nu avem voie să mestecăm gumă. Deși suntem la noi în mașină, în spațiul nostru privat, mașina este în societate. Iar ceilalți de lângă noi ne pot privi, iar gestul nostru poate fi considerat nepotrivit. Deci vedeți că lucrurile se schimbă un pic. Chiar dacă suntem în fața unui calculator acasă și facem o conferință, fie cu colegii de muncă, parteneri și așa mai departe, nu suntem singuri. Suntem într-o societate, de data aceasta închisă într-un mediu virtual, dar ceilalți din fața ecranelor ne privesc. Dar există și protocol pe partea sexuală? Adică cum aș putea să invit o doamnă elegant în pat? Există protocol de bună cuvință, numai că protocolul se oprește. Vă rog să vă dezbrăcați de prejudecăți și vă invit. Nu merge așa. Rămâne la latitudinea fiecăruia dintre parteneri. Aveți amabilitate. Dar există un set de normative despre comportament în ceea ce privește o parteneră până chiar în momentul în care merge la tine acasă sau merge în vizită. Cum există. Ar trebui să mă mișc? Păi de la simplu lucru de a o lua de acasă până la a-i oferi flori, până a o conduce acasă. O primire anume. Se nu spune... se trece direct la subiect, mai întâi discutăm de știrile zilei, ce a fost la cel puțin, Alef. Cel la puțin nu în primele întâlniri. Se spune că în România ce avem voie să facem la prima întâlnire? Să ne strângem mâna, să ne sărutăm sau să ne îmbrățișăm? Regula spune că a trebuit să ne strângem mâna, pentru că dacă la prima întâlnire ne pupăm, nu știm ce vom face la următoarele. Și atunci regula de bun comportament în societate, chiar și în mediul privat de data aceasta, spune că avem voie doar să ne strângem mâna la prima întâlnire. Doar atât? Suntem 2021. 2021, dar regulile... Sunt aceleași de... Nu s-au cumva eu găsesc o logică în toate astea. E vorba despre o proporționare a plăcerii, cumva. Băi, dacă dozele. Consumăm din exact. Start și trecem peste toate etapele, pierdem din savoarea momentului. Da, așa porționând, acum mă bucur că i-am strâns mâna, că după aia mă bucur floare. Că am pupat-o pe obraz, exact. Că i-am dus o floare, că am văzut-o. De foarte multe ori ne aduce aminte de tinerețe, cam de ceea așa ce facem în tinerețe și atunci lucrurile sunt chiar plăcute. Deci există și protocolul aici are o doză de inocență în zona asta. Acum. Protocolul nu ar trebui să aibă o doză de inocență pentru că ar trebui să aibă foarte mult o doză imensă de seriozitate și de stăpânire de sine. Deci aici dacă nu mai suntem copii și suntem adulți în societate, trebuie să știm că lucrurile luăm frâiele mână și ne comportăm ca atare. Pentru că până la urmă acest codice de reguli este făcut pentru, cel puțin în societate, mediul protocolar, este făcut pentru individ. Este construit de așa natură ca individul să poată câștiga o bătălie cu ghilimele de rigoare. Vorbeam de Napoleon puțin mai devreme. E pentru strategie inventat protocolul. Da, este absolut. Protocolul în mediul diplomatic este o strategie de la cap la coadă. Cum ne îmbrăcăm la o întâlnire? Ce tip de bijuterii noi ca bărbați sau accesorii purtăm? Ce aici, culoarea cravatei? Ce culoarea ciorapilor? Sau ceas, ce buton, ceas la costum? Cureaua, dacă cureaua okay. trece din accesoriu în bijuterie, dacă avem o curea bătută iarăși cu pietre și așa mai departe. Ce tip de culoare purtăm? Care este modalitatea de întindere a mâinii? Care este modalitatea de strângere a mâinii? Așa. Nu, aia este în alte zone, nu e la noi. Nu e la noi. Nouă ne place să și dăm, nu numai să luăm. Deci... Știam, erau în cursurile BBC, pe vremuri am aflat și eu lucrul ăsta, că
forma în care dai noroc cu un bărbat arată dacă vrei să-l domini sau nu vrei să-l domini, te poziționezi instant prin exact forma de salut. Hai să încercăm un salut. Dacă dau cu mâna așa înseamnă peste, supunere. Înseamnă că da, să mă poziționez cumva. Este foarte adevărat și lucrurile superior. Astea, cel puțin în limbajul non-verbal, sunt foarte multe în mediul de business. Hai să nu ne înjure oamenii la televizor. Dacă fac cinste. Avem o, e mulțumesc, cu alcool. Mulțumesc. Așa, suntem în regulă. În mediul protocolar, știți ce se întâmplă? Nu numai de la strângerea de mână este un lucru. Să zicem că doi parteneri de business merg la restaurant. Cine intră primul? E vorba de raportul de forțe? Acționarul majoritar? Exact, numai de raportul de forțe. Nu acționarul majoritar. Cine plătește? Nu, nici măcar cine plătește. Este cel, cine plătește, este cel care a făcut invitația, va plăti. Este cel care vrea să câștige discuția. Deschizându-și a unui partener, îi spun, eu sunt șeful, eu sunt stăpânul, eu sunt superiorul și zic ție să intri. Deci în limbajul non-verbal... Sunt niște jocuri de putere. Extraordinar de multe. Prin zona asta. Care e cel mai maniera popor? Chiar așa. Sunt o felul de legende. Francezii zic unii, englezii zic alții. Există două tipuri de diplomație, exceptând-o pe cea americană, care este un amalgam sau un cumul de influențe. Sunt mai golani acolo. Da, există diplomația asiatică sau diplomația prin excelență în partea Japoniei, unde am văzut-o la un nivel absolut ridicat, adică erau mese protocolare unde chelnerii stăteau cu metru în buzunar să măsoare centimetri dintre tacâmuri. Wow. La propriu. Fără doar și poate, dacă am fi vorbit până în perioada anilor 40-50 despre etichetă, protocol și bune maniere la un nivel superior, am fi vorbit fără doar și poate de Anglia, de Imperiul Britanic. Din păcate, blestemul coloniilor și-a spus cuvântul și astăzi, cel puțin acum 2 ani de zile, când am fost ultima oară la niște cursuri la Londra, eu am găsit o altă țară față de cea pe care o lăsasem în 2008 în spate. Am stat 2 ani de zile acolo, m-am pregătit pentru această profesie. Am văzut altă lume. Deci britanicul de rând a început să fie mult mai lax. A început să, văzând din ce în ce mai mult amestecul acesta de națiuni, parcă nu-i mai vine. Se gândește, ce vă respect protocol cu ăsta? Da, a fost și o chestie legată de minorități sau de comunitățile care au invadat din ce în ce mai mult. Care au invadat din ce în ce mai mult chiar și zonele rezidențiale. Sunt zone rezidențiale în mijlocul Londrei care nu mai sunt stăpânite de către britanici. Altfel de protocol, e protocol islamic. Sau... nu... Da. Diferă probabil protocolul de la țară la țară. Protocolul diplomatic diferă în mediul protocolar extern, diferă dacă am vorbit de protocolul prezidențial, de exemplu, este unul. Dacă am vorbit de protocolul militar, este altul. Dacă am vorbit de protocolul bisericesc, de ce nu, este altul. Deci protocolul se schimbă în funcție și de context, de zona oficială. Cumva. Exact, de instituție. Vorbeam de strângerea de mână. Strângerea de mână astăzi, pe care o știm, sau mă rog, e într-o formă mai modernă, așa, da, cu pumnul, este o strângere ce ne provine de la romani. Romanii, tot ca un semn de încredere, aveau strângerea pe antebraț să se caute dacă nu cumva au cuțite ascunse. Sau un alt semn al protocolului și extern și privat este ciocnirea sau toastul. În evul mediu bunăoară, atunci când se ciocneau două cupe, erau pentru a vedea că nu este o travă dintr-o cupă în alta. Ciocneau cupele foarte tare, stropii săreau dintr-un pahar în celălalt și cumva, semnul acesta era al încrederii. Că poate mori și tu. Exact, da, da. Cupa nu este otrăvit. Dar știți ce mă interesează să aflu? Pentru că la nivel de protocol și educație, politicienii români, nu toți, unii sunt ok, dar foarte mulți au mari carențe în zona asta. A apelat cineva la serviciile dumneavoastră? Uite, doamnei Șoșoacă, i-ați recomandat ceva? Da, eu, din păcate, am o filozofie de viață ce m-a condus până la 40 de ani foarte bine. Eu nu fac politică, singura mea politică este clientul. Dar nici noi nu facem politică, noi doar suntem niște fini observatori de pe margine a ceea, da, ce se întâmplă. Da, este foarte bine. Din păcate, lumea politică, și nu vorbesc neapărat de astăzi sau de ieri, unul dintre cei mai eleganți oameni din lumea politică pe care eu i-am văzut din toate timpurile, cel puțin din ultimii 40 de ani, a fost fără doar și poate Ioan Rațiu, care, pe lângă faptul că avea o distinție și o eleganță vestimentară aparte,
Mai mult decât atât, avea și limbajul potrivit pentru cum se îmbrăca. Pentru că de foarte multe ori și în mediul politic și în mediul public vedem oameni ce sunt nepotriviți, înveșmântați pentru nivelul educativ al dialogului. Adică ne dăm seama că degeaba ai un costum foarte scump pe tine dacă nivelul tău de dialog anulează practic îmbrăcămintea. Este al unui copil de clasa 4 sau al unui copil needucat, al unui tânăr needucat. Dar ce gest ați sancționa la nivel de protocol în zona politicii românești? În primul rând, vestimentația. Vestimentația. Da, nepotrivită. Unde? Nepotrivită. În ce cazuri? În cazurile masculine. Cazurile feminine nu le putem discuta dintr-o decență. Ok, înțeleg. Dintr-o decență. Dar în cazurile bărbaților, cel puțin a bărbaților din politică, lipsește cu desăvârșire un minim normativ de decență vestimentară. Pentru că decența vestimentară nu spune despre noi că avem bani și ne putem permite să ne îmbrăcăm. Spune despre noi cât de bine suntem crescuți. Deci e un tablou un pic mai larg. Adică eu mi-aduc aminte de o imagine foarte puternic, așa mi-a rămas în cap, abia ieșise Iohannis, mi se pare, președinte, și nu știu pe unde se dusese, era o delegație și aștepta să-i deschidă cineva ușa, da, de la portiera de la avem, mașină. O dăm și exemplu la școală. Și el s-a enervat și a dat cu paltonul de pământ. Da. La nivel de protocol, ce putem spune despre asta? Nu a existat protocol acolo din partea lui, deși... Ba nu, el s-a enervat pentru că a fost încălcat protocolul cumva. Nu ține funcția, nu da, ține. Da, e justificat genul ăsta de gest? Sub nicio formă. Uitați-vă la mari lideri ai lumii, uitați-vă chiar și ultimul președinte la Statele Unite, cu plusuri și cu minusuri, e adevărat, ca orice om. Uitați-vă ce gesturi de bună cuvință și de bună creștere a avut față de angajați. Uitați-vă la administrația Barack Obama, care a făcut nenumărate emisiuni când stătea și bea cu femeia de serviciu. Uitați-vă la unul dintre liderii... PR bun acolo, într-adevăr. Da, un PR foarte bun, dar sunt mici gesturi, mai ales în mediul acesta prezidențial, care pot spune despre tine foarte mult. Uitați-vă la Putin, de exemplu, că a știut să strângă mâna unui soldat sau a stat în ploaie la fel cu soldații. A mâncat cu o bătrânică mai mult. Deci... A călărit un urs, a mers pe Marte. Putin e foarte activ în zona asta. Da, deci nu, gesturile, astfel de gesturi nu sunt sub nicio formă acceptate. Revenind la moda în lumea politicienilor, la decența vestimentară în rândul politicienilor, îmi aduc aminte, în ultimii 15-20 de ani, în lumea politică, sacoul bărbatului este până aici. Da, deci asta este sacoul politicianului român. Manșetele nu și le... Și aleg costumele destul de greșit, pentru că ori se vede o manșetă din aia foarte lungă, ori nu se vede deloc, acoperă costumul manșeta. Și eu știam că e o regulă să se vadă cam așa manșeta, să fie un pic... Da, de 1 până la 3 cm, în funcție de costumul pe care l-ai pe tine. Bunicul meu mi-a zis o chestie absolut colosală. Mi-a spus că în viață trebuie să ai relații foarte bune cu frizerul și cu croitorul. Și nu înțelegeam de ce. Și a zis că un bărbat atunci când este în societate trebuie să fie tuns, aranjat bărbiet. E adevărat că era și perioada în care gentilomii își permiteau să așa. Dar mai mult decât atât, trebuie să ai un costum croit pentru tine. Nu trebuie să investești foarte mult să-ți creezi o anumită haină pentru tine. Pentru că decența aceasta vestimentară, uitați-vă în țările puțin mai civilizate decât România, să nu spun altfel. Să vedeți, gen Kârgâstan. Nu știu, gen Franța, gen Anglia. Viena. Da? Un exemplu de foarte bună cuvință. Păi eu mă uit și m-am tot uitat, pentru că îmi plac hainele făcute la comandă și de curiozitate, când am fost pe la Londra, am intrat într-un butic de genul ăsta și protocolul e cam scump. Dacă ții la protocol, te costă. Adică era o pereche de pantofi făcuți pe comandă la vreo 5.000-6.000 de lire, costumul și el vreo 10-11.000 de lire, adică nu e chiar pentru oricine. Da, dar să știți că... Eticheta costă. Nu, sub nicio formă nu costă. Până la urmă nu este despre suma pe care o plătești pentru o haină, ci despre cum știi să-ți alegi o haină. Există cămăși excepțional de bune în România care costă infim. Deci chiar infim. Există costume foarte bune făcute la croitor care costă absolut decent să-ți croiezi să-ți faci. Da, cu generația asta tânără cum vă descurcați? Pentru că merg cu glezdenele astea dezgolite, totul e mulat, au pantalonii aia cu turul până jos, zici că se tărăsc cu fundul de asfalt.
Da, din păcate... Care e relația cu ei? Nu, ce spun? Ați reușit să convertiți? Nu, avem rată de conversie cel puțin la cursuri foarte mică. Media de vârstă la noi este de 35+. Deci de acolo încep oamenii să vină la cursuri. Am avut și câteva surprize. Am avut tineri de 17-19 ani care au venit la cursuri destul de numeroși. Împiși de către părinți sau din propriu? De către părinți. Asta bă, dacă mai scui pe stradă, te trimit la dacă lecții, mai mănânci semințe în fața casei, te trimit la școala de protocol. Da, din păcate tineretul nu înțelege. Eu le spun mereu, moda... Da? Sau buna cuvință în societate, în relația cu vestimentația, nu are legătură cu curentul actual al unui stil vestimentar. Dacă anul acesta trebuie să purtăm gleznele la vedere și peste 2 ani de zile va veni ciorapul până pe cap, e bine, lucrurile acestea țin de o necunoaștere sau o lipsă de educație, nu țin de a respecta curentul. Eu n-aș putea să mă îmbrac niciodată cu blugii aceștia de tinere, deși da, fiecare cu gustul său, nu, exact. Nu putem condamna pe nimeni. Aveți copii? Nu. Hai să facem un exercițiu de imaginație, să ne gândim ipotetic, dacă ați avea un puș de 14 ani, care ar fi primele lucruri despre protocol pe care l-ați învăța? La 14 ani deja înseamnă că îl învăț de mai bine de 20 de ani. Da, adică okay. Aș pune soția la treabă. Suzeta se ține drept. Te rog frumos, degetul nu se ridică, da. Degetul mic nu se ridică. Degetul mare se suge, nu degetul mijlociu. Ar fi foarte multe, dar în primul rând i-aș recomanda ceea ce părinții, bunicii mei și toți cei din familia mea mi-au zis. Pune mâna pe carte. Cartea va fi viitorul celor care cel puțin în societate vor face diferența. Atâta timp cât ești bine pregătit, cât ai un apetit pentru lectură, și cât ai o dragoste de carte, nu ai cum să dai greș. Domnule Virgil Mănescu, mulțumesc frumos pentru prezență, pentru sfaturi și pentru istoria pe care ne-ați prezentat-o referitoare la protocol. Acum pe mine protocolul mă îndeamnă să iau o scurtă pauză.